Bun găsit, sunt Cătălin Cora și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Fondatorul companiei Bismobile Kitchen, Mihail Șaran, a dispărut fără urmă. La 4 zile de când Șaran a spălat Putina, poliția nu a reușit să dea de el. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțean, ne-a declarat că subalternii săi fac tot posibilul pentru ca Șaran să fie încătușat, însă a refuzat să dea mai multe detalii pentru a nu da peste cap munca colegilor. Am încercat să descâlcim ițele și să aflăm cum a fost posibil, dar și cine poartă răspundere de fuga lui Șaran. Ce am reușit să aflăm? Urmăriți în reportajul ce urmează. Prin punctele de trecere oficiale nu putea să părăsească teritoriul Republicii Moldova, deoarece imediat ce ne-a fost comunicată informația nouă despre eschivarea sa, în același moment poliția a întreprins toate acțiunile în coordonare cu Poliția de Frontieră și cu Procuratura de a fi pusă la consim persoană. Dar putea să... Bine, posibilități, eu o să vă spun atât. Poliția examinează toate versiunile posibile. Noi nu ne putem lega de o singură versiune în procesul de documentare. Viorel Cernăuțean susține că poliția nu poartă nicio vină de fuga lui Șaran. Are și explicațiile la el. Potrivit șefului IGP, Mihail Șaran se afla în arest la domiciliu, fiind monitorizat prin GPS de Inspectoratul Național de Probațiune. În acea perioadă care a fost stabilită de la arest la domiciliu și până la etapa pronunțării la judecătoria Ciocana la ziua de vineri a unei alte măsuri procesuale de arest, în privința persoanei respective nu erau anumite măsuri de investigații care erau puse în sarcina poliției, de supraveghere, de monitorizare, de filare și așa mai departe. Deci aceste măsuri nu erau puse. Iar oricare acțiune a poliției întreprinsă în acest scop, cumva ne ducea pe încălcarea legii 59 privind activitatea specială de investigații. De ce își pun întrebarea? Unde a fost încălcarea poliției? Am bătut și la ușa celor care au avut sarcina de a-l monitoriza pe Șaran prin decizia Curții de Apel din data de 29 martie, care a dispus schimbarea măsurii preventive din penitenciar în arest la domiciliu. Șeful Direcției Monitorizare Electronică din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune dă asigurări că Mihail Șaran a fost monitorizat în permanență, iar atunci când și-a scos brățara, inspectorii au reacționat prompt. La orele 10:31, în timp ce cetățeanul Șaran se afla la intersecția străzilor Ștefan Neaga cu Tamara Ciobanu, pe platforma de monitorizare GPS, a parvenit notificarea lipsă brățară, fapt ce semnifică că ultimul a demontat echipamentul de monitorizare electronică. Deci, imediat de către inspectorul monitorizării electronice a fost apelat persoana supusă monitorizării, însă numerele de telefon erau deja deconectate. Ulterior, la 10:33 a fost apelat imediat serviciul 112 cu oferirea tuturor datelor la caz pentru intervenția imediată. Văzând imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul când își scoate brățara electronică, aparent cu ușurință, mulți au întrebat cum a fost posibil ca Șaran să scape atât de ușor de dispozitivul de monitorizare. Argumentul celor de la probațiune e simplu, brățarele electronice nu sunt cătușe. Totuși, după ce a fost fixat, dispozitivul nu poate fi smuls cu ușurință. Am testat-o pe propria piele. Iată, mi-a fost aplicată brățarea de monitorizare electronică. Acesta este un dispozitiv care se fixează la picior. Acum o să încerc prin forțare fizică să-l scot, să vedem dacă o să-mi reușească. Nu prea se primește, probabil e nevoie de mai multe încercări și nu știu dacă reușești așa sau de dispozitive speciale care le are probațiunea. Cu ușile închise și fără camere de luat vederi, a acceptat să vorbească cu noi și judecătorul de instrucție, Nicolae Corcea, cel care a luat decizia de a-l întoarce pe Mihail Șaran în penitenciar, după ce procurorul a prezentat probe că Șaran ar fi încălcat măsura preventivă de arest prin părăsirea domiciliului și ar fi încercat să influențeze martorii. Judecătorul susține că a admis integral cererea acuzatorului și a dispus ca Mihail Șaran să fie încătușat imediat din sala de judecată, doar că Șaran a lipsit de la pronunțare, având dreptul să nu participe, pentru că se afla încă în arest la domiciliu. Atent, închiere, deci a fost înlocuit începând cu data pronunțării închierii. Data de 7, 10:05
și toți au dispus în încheiere luarea imediată sub strajă sau dușcat. Ascultați înregistrare până la urmă. Toate chestiile s-au citit. Faptul că dumneavoastră nu a stat la pronunțare, cel la ședința dușcat a fost prezent. Problema este în organ de monitorizare care l-au scăpat sub urmărire. Dar dumneavoastră nu credeți. Trebuie ca jucător să se pândeze pe coridoare, unii pute și cum pute. Acum două luni, Șaran a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău, în timp ce încerca să fugă din țară. A urmat plasarea lui în arest la penitenciarul 13. Apoi Curtea de Apel a decis să-i schimbe măsura preventivă și l-a trimis în arest la domiciliu. Am încercat să aflăm de la magistrații Curții de Apel argumentele acestei decizii. De aceea am telefonat pe Ghenadie Lisi și Ghenadie Morozan, care au făcut parte din completul de judecată. Aceștia însă nu ne-au răspuns la apeluri, iar judecătorul Ion Bulhac a început să ofere niște explicații, după care s-a răzgândit și a închis apelul. Ce a stat la baza acelei decizii? De ce? Păi decizie este, doamnă, dar nu facem noi comentarii. Eu nu văd, dacă îmi dați măcar unde este. Da, vreau să vă întreb, vedeți că acum au apărut alte circumstanțe. Ce v-a determinat atunci să decideți anume așa? S-a aflat deja 3 luni sub toate, dar mai mult nu pot să vă spun nimic, scuzați-vă rog. Înainte să fugă, pe holurile judecătoriei, Mihail Șaran a afirmat că este victima unui atac din partea adversarilor săi, care vor să-l înlăture de pe piață și să-l bage la pușcărie. Șaran este cercetat penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, el ar fi înșelat peste 150 de persoane, cauzându-le un prejudiciu de 40 de milioane de lei, după ce compania sa ar fi încasat bani în avans de la clienți pentru bucătării la comandă. Într-un final, oamenii s-au fost păcăliți și au rămas fără bani, dar și fără mobile. La sfârșitul lunii martie, în același dosar, a fost reținută și Andreana Brașoveanu, administratoarea celor 40 de firme pe care acționa Bismobile Kitchen. Aceasta a fost arestată și plasată în arest la domiciliu în România, unde la fel s-au înregistrat victime. A ajuns din nou pe mâna oamenilor legii. Fostul sportiv Ioan Șoltoianu, condamnat anterior pentru omor, a fost reținut de mascații de la Fulger pentru că ar fi șantajat un deținut și a pretins de la acesta peste 5 milioane de lei. Oamenii legii au filmat reținerea și au oferit presei imaginile. Răspăt! Scoate mâna! Direcția de combat pe crimă organizată. Numele prin numele. Potrivit anchetei, Șoltoianu este bănuit că în 2019, în timp ce se afla în penitenciar, a pretins de la un alt deținut peste 5 milioane de lei. Victima ar fi un bărbat de 45 de ani, din Chișinău. Acesta își spășea pedeapsa pentru escrocherie, iar Șoltoianu pentru omor. Șantajul a continuat și după eliberarea acestora din penitenciar, timp în care învinuitul l-a amenințat pe bărbat și familia sa cu violență fizică și cu moartea de către membrii unor organizații criminale și de către conducătorii acestora din țară și de peste hotare. Urmarea denunțului depus de către victimă, oamenii legii au descins cu percheziții la învinuitul cu vârsta de 55 de ani, după care l-au reținut. Procurorii de la cauze speciale urmează să decidă dacă vor cere arest preventiv pentru Șoltoianu. Acum un an, fostul sportiv l-a amenințat cu arma pe un bărbat care își plimba câinele. Pentru această faptă, prima instanță l-a amendat cu 1.500 de lei pentru huliganism și l-a condamnat la un an și 3 luni de închisoare pentru purtarea și păstrarea unei arme de foc, pedeapsă ce ar fi fost ispășită, susținea anterior judecătorul Gheorghe Balan, cel care a și luat decizia și l-a eliberat din sala de judecată. Sentința ar fi fost contestată de procurorii PC Cox, iar Curtea de Apel Chișinău urmează să se pronunțe. Șoltoianu a fost condamnat la 14 ani de închisoare în 2013, după ce l-a împușcat pe fostul polițist Ion Stratulat la o terasă din capitală. În 2019 el a fost eliberat, pedeapsa fiindu-i redusă cu 8 ani din cauza condițiilor inumane din penitenciar. Comisia pentru situații excepționale face un pas înapoi. Cei 7 judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care au depus anterior cerere de demisie, își vor putea înceta activitatea. CSE și-a abrogat propria decizie, prin care i-a obligat pe magistrați să activeze încă o lună. Hotărârea a fost emisă la ședința comisiei după ce ieri Consiliul Superior al Magistraturii a inițiat concursul privind sublinirea 20 de funcții vacante la instanța supremă. Săptămâna trecută, noul membru al CSM, Alexandru Postică, a declarat că se va adresa Comisiei pentru Situații Excepționale să renunțe la această obligativitate, pe motiv că ar exista mari semne de întrebare vis-a-vis de legalitatea completelor de judecată formate din magistrații demisionari.
Continuă lupta cu traficanții de droguri. Doi tineri au fost reținuți suspectați că ar face parte dintr-o grupare criminală specializată în comercializarea substanțelor narcotice în proporții deosebit de mari. Suspecții sunt doi tineri de 25 și 30 de ani, originari din capitală. Oamenii legii au monitorizat activitatea infracțională a acestora pe o perioadă de 2 luni, timp în care au acumulat probe și au descins la domiciliile suspecților, de unde au ridicat cantități impunătoare de marihuana și PVP. Drogurile confiscate pe Piața Neagră ar valora 500.000 de lei. Cei doi au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru circulația ilegală a drogurilor, iar acum riscă până la 15 ani de închisoare. Atât pentru rubrica de astăzi, o seară fără incidente vă doresc!